Anunțat acum o săptămână, moratoriul pentru construcțiile din centrul istoric al capitalei este deocamdată în aer. Pentru a putea fi pus în practică, dispoziția primarului Ion Ceban trebuie votată de consilierii municipali. Mai mult, fracțiunea PAS spune că tot a elaborat un astfel de proiect de decizie, încă acum un an. Așa că îl invită pe primar să o susțină. Edilul ne-a asigurat că a cerut Direcția Arhitectură să nu emită nicio autorizație de construcție, însă firmele care dețin deja activele permise își pot continua activitatea. Instituirea unui moratoriu pentru construcțiile din centrul istoric al municipiului Chișinău nu este atât de simplă, deși săptămâna trecută primarul capitalei a anunțat într-un live pe Facebook despre aplicarea dispoziției. Edilul a precizat că este nevoie de urmat mai multe proceduri. Am vorbit cu cei de la arhitectură să nu emite nicio autorizație de construcție. Propunerea de a institui un moratoriu urmează să fie dezbătută și votată de consilierii municipali. Ion Ceban susține că proiectul este gata și va ajunge în curând pe ordinea de zi a Consiliului Municipal. De partea cealaltă, consilierii de la PAS îi amintesc primarului că au elaborat un astfel de proiect încă acum un an și îi recomandă să-l susțină. Astăzi, domnul primar, dacă am înțeles că își dorește un alt proiect de decizie, ceea ce ar presupune tergiversarea în cât pe cel puțin o lună, deoarece respectiv la fel trebuie să treacă prin niște procese. Dacă cu adevărat domnul primarul Smârpet își dorește ca acest moratoriu să fie instituit în centru istoric, nu are decât să fie susținut proiectul de decizie al fracțiunii. Iar consilierul municipal din partea PLEI, Ion Cebanu, crede că prin această propunere primarul și-ar face capital de imagine. Târziu s-a trezit primarul pentru că deja despre clădirile cu mari interese, noi am vorbit în capul locului, chiar de la începutul mandatului, când Ceban se făcea când aude și nu vede. Consilierii socialiști, deși au refuzat să fie înregistrați la telefon, ne-au declarat că nu au discutat deocamdată subiectul în cadrul fracțiunii și nu au luat o decizie. Chiar dacă admitem consilierii municipali vor vota pentru constituirea moratoriului, acest lucru nu înseamnă că firmele de construcții vor sista lucrările deja începute și pentru care au primit actele necesare. Suspendarea actelor se face de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, dar și cu implicarea Ministerului de Interne, spune primarul. Deși sunt o mulțime de șantiere care continuă să construiască în zona istorică, edilul dă vina pe fostele conducere ale capitalei. În acest mandat pe care îl dețin, la această etapă, nu știu dacă există vreun act permisiv care să fie dubios în această privință, dar avem unele probleme legate de construcțiile care s-au invocat pe parcurs, dar ele sunt autorizate anterior și o să transmitem materiale suplimentare la organele de drept. Acum o săptămână, Ion Ceban a anunțat că până în luna aprilie anului 2022, când va fi elaborat proiectul urbanistic zonal centru, în centrul istoric nu vor mai avea loc lucrări de construcție sau restaurare. Tot atunci el a anunțat că au fost suspendate actele permisive pentru șantierul aflat la intersecția străzilor Metropolit Dosoftei și Serghei Lazo. Motivul ar fi neregulile depistate acolo. Atunci, contactat de noi, agentul economic nu a comentat acuzațiile. În prezent, în cadrul centrului istoric din capitală, avem 811 obiective cu statut de protecție.